Deși se discută de ceva vreme, inițiativa înființării unei asociații a pacienților se află încă la stadiul de inițiativă, fiind o activitate laborioasă și de durată. Într-un stadiu intermediar, adunare de semnături, statut juridic, presupune câteva luni de lucru, da, perfect, să se implice. Și președintele Consiliului de Etică din Spitalul Municipal de Urgență, doctorul Constantin Danciu, cel care a avut inițiativa înființării Asociației Pacienților, a subliniat necesitatea funcționării unui asemenea organism non-guvernamental ca mijloc de monitorizare a relațiilor cadre sanitare pacienți. Nevoia înființării unei asociații pentru apărarea drepturilor și intereselor pacienților din regiunea și area corespunzătoare a municipiului Roman este absolut necesară pentru, în primul rând, pentru a proteja drepturile pacienților, dar și pentru a participa activ la, să zicem, la monitorizarea sau la rezolvarea unor probleme pe care pacienții le au vis-a-vis de tratamentul și de ajutorul pe care îl primesc la nivelul spitalului Roman. Deci, noi această asociație pentru apărarea drepturilor pacienților este absolut necesară. Nu este niciun moft, nici un lucru de bon ton, este chiar o necesitate. Pot să vă spun mai mult că, de exemplu, la nivelul Comitetului Consiliului de Etică, în componența Consiliului de Etică, care discută și, cum ar veni, rezolvă sesizările pacienților, da, trebuie să avem în componența acestui Consiliu de Etică un reprezentant al unei asociații a pacienților recunoscută și înregistrată la nivel național. La nivelul Comitetului Consiliului de Etică din Smurs s-a pus problema necesității acestui tip de structură asociativă pentru a putea colabora în rezolvarea unor probleme de ordin etic care apar inerent între medici, personalul medical și pacienți. Deci nevoia de a avea această asociație la nivelul municipiului Roman este absolut necesară. Aș zice chiar obligatorie din punct de vedere a bunei funcționări a relației între pacienți și cadrele medicale, da? Bun. Acum, având în vedere această necesitate, nevoie de a înființa această asociație, ar trebui să existe un comitet de inițiativă la nivelul municipiului Roman, un comitet de inițiativă, să zicem, cetățenească, care să pună bazele unei asociații pentru apărarea drepturilor pacienților. Urmând ca, în funcție de ce interesați de alegerea unei conduse, să ne putem înregistra, să se poată să ne înregistrăm la Consiliul Național a Asociațiilor pentru apărarea drepturilor pacienților de la București și așa mai departe. Un prim pas îl reprezintă întâlnirea în cursul săptămânii viitoare a grupului de inițiativă pentru demararea primelor proceduri de constituire a Asociației Pacienților, dar și mediatizarea activității acestora. Primul pas ar fi întrunirea celor interesați și am dorit să apelăm la serviciile mass media pentru a testa și a vedea care sunt oamenii din Roman disponibili și doritori să facă parte din această asociație, da? Bun. Acum am dorit ajutorul dumneavoastră, da? Da. Spuneți, mai sunteți la telefon? Da. Am dorit ajutorul dumneavoastră pentru a procede la înființarea acestei asociații. Sigur, este un drum greu, dar o să găsim și sprijin. Sprijin de la primărie, de la alte ONG-uri, de la poate fonduri din donații. Adică nu trebuie privit lucrurile ca un lucru, până la urmă interesul este atât de general și atât de public, încât ne pot sprijini diferiți alții membri ai societății. Da, este chiar vorba de logistică, de... Da, aici vom discuta, aici va trebui să vorbim. Sigur că vom avea nevoie și de sedii și de... dar inițial ar trebui să ne întâlnim toți cei interesați și aș vrea să fac un apel public. În cursul săptămânii viitoare urmează ca grupul de inițiativă coordonat de educatoarea pensionară Angela Tăbăcaru să se întâlnească și să pună la punct primele detalii ale modului de organizare a Asociației Pacienților, urmând a se iniția și o întâlnire cu presa locală care va mediatiza inițiativa de așa manieră încât toți membrii comunității locale să afle de perspectiva înființării unei asociații a pacienților, care ar urma să adune în jurul său rămașcanii dornici să se implice. Este vorba de intelectuali, pensionari, membri ai corpului medical, juriști, reprezentanții cultelor religioase.
ai altor ONG-uri de societăți comerciale dispuse să sprijine inițiativa.